Bună ziua! Îi mulțumesc domnului viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, pentru prezența la București într-o perioadă foarte complexă pentru Republica Moldova. Este într-adevăr o perioadă dificilă, nu numai pentru Republica Moldova, ci și pentru întreaga Europa, pe fondul multiplicării acțiunilor hibride și de altă natură ale Federației Ruse. Considerăm aceste acțiuni, aceste practici drept inacceptabile. După cum ați văzut deja din anunțul Ministerului Afacerilor Externe, autoritățile române au decis declararea ca persona non grata a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București pentru activități care contravin Convenției de la Viena. Decizia a fost deja comunicată însărcinatului cu afaceri interim al Federației Ruse de la București. Revenind la întrevederea de astăzi cu colegul meu, Mihai Popșoi, am avut împreună discuții excelente, foarte aplicate și o reconfirmare permanentă a relației strategice, a relației speciale dintre România și Republica Moldova. L-am asigurat pe domnul ministru că România continuă să își intensifice sprijinul ferm pentru Republica Moldova în beneficiul tuturor cetățenilor acesteia. Ne continuăm angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic bilateral, astfel încât să venim în susținerea eforturilor multiple și curajoase ale partenerilor de la Chișinău pentru asigurarea stabilității și garantarea parcursului european irreversibil al Republicii Moldova. L-am asigurat pe colegul meu că voi continua să transmit în același ritm susținut în toate formatele de lucru de la Bruxelles și în contactele diplomatice pe care le am cu colegii mei, importanța intensificării sprijinului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Pe termen scurt, obiectivul nostru comun este demararea negocierilor de aderare cât mai repede posibil. Pentru atingerea acestui obiectiv de etapă, sprijinim autoritățile de la Chișinău în consolidarea capacității instituționale, în procesul de screening și în pregătirea cadrului de negociere, care vor reprezenta fundamentele procesului de negociere în sine. Avem un program de transfer de expertiză în derulare, bazat pe experiența României în procesul de integrare europeană. Desfășurăm consultări constante pe calendarul de aderare, pe etapele tehnice de parcurs și pe identificarea celor mai bune modalități de realizare a reformelor. Toate acestea sunt subsumate obiectivului general de avansare rapidă, predictibilă și solidă a parcursului european al Republicii Moldova. Toate demersurile noastre vin din propria experiență și din convingerea că armonizarea legislației Republicii Moldova, alinierea la standardele UE și asumarea valorilor democratice reprezintă garanții pentru o cale europeană durabilă și irreversibilă. Am punctat împreună și realizările importante din această săptămână la nivel european. Este vorba de reuniunea Consiliului de Asociere UE Republica Moldova, respectiv desemnarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană. Acesta va spori reziliența și va consolida stabilitatea și securitatea pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Va da fiecăruia perspectiva reală de a se conecta la proiectul european și de a fi parte a unei prosperități, o comunități prospere și democratice. De aceea, este important să valorificăm împreună orice oportunitate oferită de deschiderea negocierilor de aderare
și împreună cu toți cetățenii Republicii Moldova să conștientizăm semnificația acestui moment pentru securizarea viitorului european al Chișinăului. Desigur, un element important pe agenda întâlnirii noastre de astăzi a fost cooperarea bilaterală la nivel sectorial, care cunoaște o dezvoltare deosebit de complexă și implică totalitatea ministerelor și instituțiilor centrale de la București și de la Chișinău. Acordăm în primul rând atenție proiectelor comune de interconectare, mai ales celor din energie și transporturi, domenii esențiale în dezvoltarea economică și consolidarea rezistenței. Doresc să subliniez că aceste proiecte sunt vitale și pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, care nu poate fi concepută fără o conectare cât mai bine articulată la nivel de infrastructură. Am evidențiat măsurile recente ale Guvernului României pentru aprobarea unui nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova, vizând continuarea exportului de energie electrică la un preț de referință, respectiv acordarea unui nou ajutor financiar nerambursabil în baza acordului de asistență bilaterală România-Republica Moldova în valoare de 100 de milioane de euro, pentru consolidarea infrastructurii educaționale a Universității de Stat Bogdan Petrișescu Ajdeu din Cahul, respectiv pentru un proiect de întărire a capacității Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova de a asigura ordinea publică prin dotarea structurilor de ordine și securitate publică cu mijloace de mobilitate și mijloace speciale. Aceste proiecte, aceste măsuri vor continua și în perioada următoare. Totodată, aș dori să transmit mulțumirile noastre autorităților de la Chișinău pentru sprijinul acordat în organizarea celor 52 de secții de vot pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie din acest an. Este un prim moment din seria exercițiilor democratice esențiale din acest an, din spațiul european, an în care și cetățenii Republicii Moldova vor avea ocazia de a-și exprima atât la alegerile prezidențiale, cât și la referendumul privind integrarea europeană, opțiunea fermă pentru apartenența la spațiul de valori europene, pentru un viitor prosper și stabil. I-am transmis odată în plus domnului viceprim-ministru Popșoi aprecierile noastre pentru eforturile pe care autoritățile de la Chișinău le depun pentru menținerea stabilității. Am discutat pe larg consecințele negative ample și profunde pe care războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei le are și pentru Republica Moldova și pentru cetățenii acesteia. Suntem solidari în sprijinul nostru ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, pentru lupta eroică și dreaptă a poporului ucrainian în fața agresiunii ruse. Am punctat liniile principale de efort ale României în susținerea Ucrainei și am salutat abordarea curajoasă, clară și solidară a autorităților Republicii Moldova, convergentă de altfel cu cea a întregii comunități internaționale democratice. Contextul electoral face ca atacurile hibride orchestrate de Rusia asupra Republicii Moldova să se înțețească, să fie din ce în ce mai agresive, din ce în ce mai sofisticate din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să uităm că deși ținta este destabilizarea instituțiilor și erodarea parcursului european, efectele sunt puternic resimțite și de cetățeni, cu atât mai mult este important ca Republica Moldova să fie sprijinită de plin
pentru a gestiona provocările din acest an și cred că, așa cum am discutat împreună, acest lucru este deja vizibil pentru că autoritățile de la Chișinău, cu sprijinul partenerilor, cu sprijinul României, reușește să gestioneze aceste atacuri hibride. În final, doresc să salut participarea Republicii Moldova ca invitat de onoare special la ediția din acest an a Salonului Internațional de Carte Bookfest, care se va deschide săptămâna viitoare la București. Avem o nouă ocazie de a ne redescoperi prin literatură de această dată în cadrul comunității atât de bogate de limbă, istorie și cultură dintre România și Republica Moldova și vă invit altfel să fim prezenți în număr cât mai mare la Bookfest și să rostim împreună pe cuprind Republica Moldova. Încă o dată mulțumesc pentru vizita la București, pentru dialogul fructos și consistent pe care îl avem de fiecare dată când ne vedem. Mulțumesc! Mersi frumos, stimată doamnă ministru Adobescu, îmi face o deosebită plăcere să revin de fiecare dată la București. Aici știm că suntem mereu așteptați, suntem mereu sprijiniți și în pofida dificultăților prin care trece Republica Moldova, având un partener atât de apropiat cum este România, acest lucru ne dă încredere. De altfel, numărul impresionant de vizite bilaterale pe care îl avem, de la cel mai înalt nivel, bună oară, și ieri au fost 4 miniștri, speakerul Parlamentului s-a aflat la Chișinău. Ne bucurăm că există și asemenea evenimente frumoase, cum este Bookfest-ul pe care l-ați menționat. Colaborarea noastră este pe cât de dinamică, pe atât de eficientă, pe toate palierele. Și ne bucură inclusiv anunțul făcut ieri de premierul României, acel nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova, de care are atât de mult nevoie cetățeanul din cealaltă parte a Prutului, având în vedere momentele complicate prin care trecem cu toții în rezultatul agresiunii barbare a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Acest sprijin generos din partea României, fie că e vorba de reconstrucția unui obiect de menire socială, fie că e vorba de sprijinul enorm și consistent când vine vorba de securitatea energetică a Republicii Moldova, fie că e vorba de proiecte în domeniul aprovizionării cu apă sau reconstrucția grădiniților sau construcția podurilor, care iată acum, la o distanță de 30 de ani, conectăm cu adevărat cele două maluri ale Prutului. Toate aceste lucruri vorbesc despre apropierea noastră, despre gradul de sprijin enorm de care ne bucurăm din partea României. În același timp, România este principalul aliat și primul avocat al Republicii Moldova când vine vorba de procesul de integrare europeană. Atât la Bruxelles, cât și în toate capitalele țărilor membre, România mereu este printre primii, de fapt, primul care promovează Republica Moldova și acest lucru ne onorează, de altfel ca și sprijinul pentru creșterea capacităților în contextul negocierilor. Un alt lucru care trebuie menționat este numărul enorm de specialiști români care sunt gata să vină în Republica Moldova și unii din ei deja sunt acolo, conducând instituții importante, cum ar fi misiunea europeană de parteneriat în Republica Moldova, condusă de Cosmin Dinescu, consilieri de nivel înalt în domeniul educației, cum este Daniel Funeriu, Gabriela Scutea în justiție, Alexandru Sândulescu în energie, Victor Preutese în afaceri interne. Toți acești specialiști aduc o contribuție semnificativă procesului de armonizare a legislației și de apropiere a Republicii Moldova față de standardele Uniunii Europene. Avem o colaborare foarte strânsă în domeniul economic. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, printre primii investitori în Republica Moldova. Ne dorim să consolidăm în continuare această colaborare, având în vedere parteneriatul strategic pe care îl avem, să consolidăm și mai departe relațiile economice. Am intensificat colaborarea bilaterală inclusiv prin Comisia Interguvernamentală, urmează pe linia mai consultările politice, dar
Principalele realizări când vine vorba de colaborarea noastră bilaterală țin de securitatea energetică, care este fundamentul securității unui stat, mai cu seamă un stat vulnerabil cum este Republica Moldova. Sprijinul României în interconectarea energetică, în construirea celor linii din altă tensiune pentru a conecta într-adevăr Republica Moldova la piața energetică românească, deci europeană, a contribuit la ruperea Republicii Moldova de această dependență pe care o aveam de decenii de Kremlin, de Federația Rusă. Iată acum Republica Moldova nu mai depinde de gazele naturale din Federația Rusă, grație inclusiv gazoductului Iași-Ungheni, dar acum, odată ce vom finaliza interconectarea cu linia din altă tensiune, acest lucru nu doar va permite Republicii Moldova să stea ferm pe picioare și să fie un stat cu adevărat independent din punct de vedere energetic, dar acest lucru va oferi posibilitatea Republicii Moldova să sprijine și Ucraina când aceasta va avea nevoie fie să exporte, fie să importe resurse energetice. Acest lucru este meritul nostru comun și apreciem enorm sprijinul României în acest sens. Domeniul cooperării transfrontaliere este iarăși un lucru unde înregistrăm progrese remarcabile. Proiecte de infrastructură sunt cele care bucură cel mai mult cetățenii Republicii Moldova pentru că sunt cele mai tangibile. Fie că e vorba de investiții în drumuri sau în poduri, așa încât să conectăm cu adevărat cele două maluri ale Prutului și să trecem de la memoria podurilor de flori la construcția podurilor din piatră, poduri care să cimenteze relația noastră frățească. În același timp, relația noastră culturală, turistică, la fel cunoaște o dezvoltare armonioasă. Suntem încântați de fiecare dată să găzduim frații noștri din România și invit pe această cale toți românii care doresc să descopere, care nu au reușit să descopere Republica Moldova, să vină, să se convingă de proverbiala noastră ospitalitate, să guste din vinul Republicii Moldova, din bucatele noastre. În același timp, Republica Moldova, subliniem complexitatea și diversitatea cooperării noastre bilaterale, culturale și care se îmbină armonios cu colaborarea în domeniul energetic, economic și cel al infrastructurii. În același timp, apreciem enorm sprijinul României pentru Ucraina, de altfel și sprijinul întregii comunități a lumii libere pentru statul vecin și prieten Ucraina, ori fiecare ajutor oferit Ucrainei este și un ajutor pentru Republica Moldova. Și ajutorul oferit Republicii Moldova este, prin extensiune, și ajutorul oferit Ucrainei. Noi, în continuare, sprijinim și oferim deschidere maximă pentru refugiații ucraineni. Am găzduit cel mai mare număr de refugiați per capita. Oferim liniile de solidaritate pentru exportul grâinelor din Ucraina. Și contăm, în continuare, pe comunitatea internațională să sprijine și să asigure că dreptul internațional va prevala și agresiunea barbară a Federației Ruse nu va avea sorți de izbândă. Contăm în același timp pe sprijinul continuu pentru Republica Moldova, inclusiv în contextul platformei de suport care urmează să aibă loc în septembrie și pe această cale tind să mulțumesc enorm Guvernului României, doamne ministru Dobescu, pentru tot ajutorul pe platforma de sprijin pentru Republica Moldova, pentru că acest ajutor a fost unul cât se poate de crucial, care ne-a ajutat să depășim acele crize enorme prin care Federația Rusă a încercat să ne îngenuncheze, dar grație sprijinului generos pe care l-am primit, am depășit aceste momente complicate și acum putem să avansăm în continuare spre năzuința noastră legitimă de a face parte din marea familie europeană. Doresc să exprim încă o dată recunoștința mea sinceră pentru primirea călduroasă, deschiderea manifestată și reconfirmarea susținerii solide pe care o primim constant din partea României. Mersi frumos!